anunț de ultim oră al lui Dacian Ciolo subliniere. Fostul premier a făcut public totul, ce se întâmplă cu partidul său. Fostul premier, Dacian Ciolo subliniere, face un anunț de ultim oră. Ciolo subliniere s-a decis să fac public totul. Nu este singur, a strâns în jurul său fost sublinierătii colegi din guvernul său. Ciolo subliniere a anuncat noul partid. Acesta se va numi Mi subliniere Care a România împreună. Actele de înființare s-au depus la Tribunalul București sublinierătii, iar printre membrii fondatori se numere Drago subliniere Puzlaru, Vlad Voiculescu, Anca Dragu, Valeriu Nicolae subliniere Liviu Iolu. După un an de zile am decis că e nevoie de mai mult decât de 1000 subliniere care civic, ci subliniere i de o asumare politică. Criza cea mai mare a societății e cea a valorilor. Oamenii nu mai au repere subliniere, ei nu mai au încredere. Terei în momente de divizare. Din punctul nostru de vedere, acest proiect politic nu doar ce trebuie să aibă la bază ni subliniere de valori pe care să construim soluții. Obiectivul nostru este ca până la momentul efectiv al lansării să aducem sublinierei soluțiile pe care le propunem pe teme mari, a spus Dacian Ciolo subliniere, conform adevarul.ro. Fostul ministru al sănătății, Vlad Voiculescu, a dezvăluit scopul noului partid, anuncând ce acesta ar putea să fie mesajul rămâne în care putem să construim împreună. Punct. Eu nu mi-am propus niciodată să fiu politician, dar mă gândeam ce ar trebui undeva pe la 40 de ani să fiu în serviciul public. Motivul principal pentru a crefa pasul ăsta e un soi de enervare. Cred că principalul nostru obiectiv este să spunem rămâne în car, putem să construim împreună. Punct. Cred că fiecare generație are misiunea ei, iar asta este misiunea pe care o are generația noastră. Mesajul principal este, astăzi, veniți alături de noi, pentru ce numai împreună putem reuși, sublinierea, a spus Voiculescu.